Vă salut băieți și bine v-am găsit la un nou clip de Mindui Rost Server Tiger Ghost. Eu sunt Taker și în clipul de azi, fraților, avem 100 de om pe Tiger Ghost. Nu am mai făcut de foarte mult timp o asemenea sumă pe serverul acesta. Vreau să văd care mai e piața. Știu că se dusese mult în jos piața la alchimie. Așadar, hai să vedem cum mai stăm și în ce am putea să investim oni. Ia să vedem, alchimie, rubine, 3, 1, 40, dar sunt curios de rubinul full. La ce preț mai e? 45 de oni miticul full, 44, ăsta full, 44 full PVP, 43, mamă. Deci prețurile au scăzut foarte drastic. Claru. Mamă, nu prea mai există clare, băi, ce s-a întâmplat pe piața asta? La diamant, ia să ne uităm puțin la diamant. 1 on și 9. 1 on și 9. Este un strălucitor full, frate, la 800 de oni. What the fuck, cine dă ata? Mai bine pe ăsta. Prețuri mult, mult prea scumpe pentru valoarea adevărată a lor. Bă, pack de plus nu mai există. Bun, bă, dacă nu mai există, hai să ne distrăm noi pe clipul ăsta, fraților. Nu uitați și de butonul acela de like. Dacă vom face peste 200 de like-uri la clipul acesta, categoric va mai urma încă un clip cu alchimie pe Tiger Ghost. Știu că nu prea mai intrat pe Tiger Ghost, nu am mai stat mult, fraților, pe server, nu... Mă gândesc să vând contul acesta, by the way, fraților, dacă aveți vreo ofertă pe cont, puteți să mi-o lăsați în mesaj. Deci, na, e alambicată treaba, pentru că nici eu nu știu exact ce să fac, sigur, cu Tiger Ghost-ul. Mai intrat și pe Tiger Ghost, da, rare ori, dar da. Nici eu nu știu ce să fac cu contul. Foarte multe rubine antice aici. Le cumpăr doar pentru simplu fapt că nu există mitice pe piață. Iar anticele au fost un 1.40 la un moment dat pe Tiger Ghost. Se cumpărau chiar bine. Și totuși putem să facem un profit destul de mare. Vedem acum cât am investit. La 2 full mă aștept. Sincer să fiu, deci la 2 rubine full mă aștept. Spa 4. Scuze bro, dar nu prea aș vrea să dau yang-ul ăsta nici la bișniță, nici la nimic. Deci yang-ul de pe Tiger Ghost e sfânt pentru moment. Și așteptăm și noi să vedem ce noroc avem acum în alchimia asta. Deci 32 de antice, cred că ne-au dus aproximativ la 50 de oni, dacă nu o să mă înșel. Dar cred că mă înșel, la 40 de oni aproximativ. Deci să vezi să nu crezi, cred că așa se va numi clipul ăsta. Pentru că nu am mai intrat de foarte mult timp și v-am zis, fraților, mă gândesc că... Clar să lăsăm Tiger Ghost-ul de tot, pe un plan acolo, un delungat, un viitor, cine știe. Asta ar fi contul. De fapt îi facem o prestare după dacă e. Hai să vedem baba prima oară, cum să nu. Calul nivel 9, deci am putea să facem și nivelul la cal, am putea să ducem și dintele la biolog azi. Deci 8 dinți, ok, am auzit că este sclar văzătoare, cât de cât norocos. Hai să ducem și dintre ăsta poate facem și misiunea la cal în clipul de azi să vedem. Deci pe cont mai e și petul ăsta de 7 de zile care se duce efectiv aiurea. Un FMS extraordinar de bun, deci avem pe cont, fraților, dinte de orc. Ok, încă un dinte, deci terminăm și biologul. Fraților, terminăm foarte multe pe Tiger Ghost. Nu știu,
Deci mai avem acum 61 de om, 41 de om ne-a dus toată nebunia asta. Ar trebui să facem măcar 4 mitice. Cred că putem să facem 4 mitice totuși. Dacă suntem și cât de cât norocoși. Hai să vedem. Și după până și cu prezentarea itemelor. Bun, 1 a mers. 1 a ieșit. Deci avem 1 cu 1 până acum. 2 cu 1. 2 cu 2. 3. 4 cu 2. 5. E clar, băieți. Deci dacă deja am început să ieșuiez în halul ăsta, nu mai contează. N-au mers nici măcar 2 la rând, frate. N-au mers. Mega shit. Și de ce? De ce am zis că nu mai dau niciodată, mă, frate, pe Tiger Ghost la alchimie? Uite de asta. Pentru că ies numai shit-uri, mă, frate. Rezistență. Și uite, a și ieșuat. Dacă mai ieșua încă o dată. Deci dacă mai ieșua încă o dată, fraților, efectiv, deja ziceam direct, băieți, contul direct la vânzare. Nu mai stăm la discuții. Cât mai avem magazinul ăsta? 2 zile de shop offline. Bă, deci mega, mega shit, mă. Ce am făcut? Iar am ieșit pe minus cu vreo 10 unei aici. Nu știu, să ne salveze oare rubinele. Haide, mă, cu rubinele astea, mă, frate. Să vedem ce noroc avem. Deși nici în astea nu prea mă încred, sincer. Ce ziceam, că nu mă încred în ele. Dar hai să investim după aia totul în rubine. Ar trebui să facem măcar unul full. Ca să ne scoatem. Deci măcar un rubin full. E greu, fraților. Suntem aproape în Mission Impossible. Dar nu uitați și voi de like-ul ăla. Pentru că suntem aici în fiecare zi să facem content. Și dăm tare, măi. Bun, 6 uni. Până la urmă, cineva trebuie să mai crească piața pe servere. Știu că voi niciodată nu vă plixiți de seria asta cu alchimie. Deci îi dăm acolo. Și calculăm după aia profitul, bă. De fapt, ce profit, mă? Calculăm după aia gaura direct. Cred că gaura o să o calculăm, fraților. Ok, mai avem nevoie de încă un one, young in one. Deci fix 99 de oni o să fie investiția, cred, sau nu? Nu, fraților, nu o să fie 99 de oni investiția. Ci o să fie 100 de oni. 99,5 oni. Hai să vedem. Eșuat, bineînțeles. Mers. Eșuat. Păi dacă nu eșuează 2 la rând, 3 la rând, nu e bine, mă. Da, se poate să meargă și 2 una după alta, vă rog? Niciodată. A mers. A eșuat. 2, bă, fraților. Bun. De asta noi nu o să mai dăm în viața asta în alchimie pe serverul Tiger Ghost, pentru că este o bătaie de joc. Deci chiar o bătaie infectă de joc. Nu prea pot să înțeleg, mă, ce Dumnezeu se întâmplă pe prahatul ăsta de server. Chiar am încercat de 100.000 de ori, fraților, să-i dăm în ele, dar niciodată și niciodată, mă, să iasă pe profit. N-ai cum. Nu, deci n-ai cum, efectiv. De asta și anunț oficial că contul de pe Tiger Ghost este de vânzare. Deci, Reborn Taker este de vânzare și o să-i facem o prezentare amănunțită a contului. Deci, un war de nivel 61, fraților. Sincer să fiu, dacă deja data asta ieșeam pe profit pe Tiger Ghost, o singură dată măcar rămâneam. Dar nu se poate, mă. Pe serverul ăsta chiar nu se poate. Totul merge foarte prost la alchimie și așa mai departe. E server pentru un farmer de săvârșit. Eu nu vreau să joc pe acest server. O să continuăm pe Carpathians. Deci, avem un fel următor. War de nivel 61. M7 Aura, M2 Ureș, 9 puncte la cal.
PET 77 de zile, Exilar Level 61, tip 5, cel mai bun FMS. Stai să mergem lângă Alchimist, că măcar să fim lângă el așa, frate. Deci măcar lângă Alchimist așa de final. 4 inventari, de fapt nu, 3 inventari și 2 linii deschise. FMS-ul 45 medie, 8 putere metine, daunele cresc la punctele mai mici de rang. Mască 10 semi, 15 magie. Dar cel mai bun, bine, printre cele mai bune talismane, 10 semi, 5 pătrundere, 2 blocare. Scutul vulturului imun, 10 semi. Brățar de argint, 20 drop, 10 pătrundere, 10 foc, 5 daune. Colier 1500 PV, 10 critică, 8 metine. Abanoș cu 20 drop. Mortală 2K PV, 50 atac. Pantof de bambus 1500 PV, 10 critică. Platoșă mortală plus 9, 1000 PV, 15-15. Platoșă mortală 2K PV, 15 foc, 10 daune, 10 săgeți. Încă o mortală PVP 2K, 15 sabie, 15 pumnal, 15 săgeată. Talisman tunecat plus 2. Talisman de foc plus 1 cu 30 insecte. Coif de fier plus 9, 15 foc. Pantof de lemn 2K, 15 gheară. Exilar, după cum am zis, elixire pe cont și altele. Dar cam asta e în mare, fraților, contul. Bineînțeles, avem și rubinul opac plus 4, deci contul chiar dă damage bun. Eșarfă, bineînțeles, avem și costumul aură, eșarfă 23 cu beta plus 9. Deci contul este full tank pe Tiger Ghost. E full, fulesc, mă, frate, tank. N-ai cum, frate, fără cu un cont de ăsta, rezistă absolut în orice mapă, la 61 rupe. Poate găsim un metin repede de 90 să vă arăt și damage-ul fără medalie, fără nimic. Nu știu dacă ar fi cineva interesat să vadă damage-ul cu medalie oricum. Fără daunele cresc la punctele mai mici de rang, fără pe laură, efectiv ar fi damage-ul curat. Și mi-ar plăcea să vi-l arăt. Exilarul. Iarăși, alchimia trebuie completată, dar n-ai cum, frate. Deci, când totul merge atât de prost pe serverul ăsta la capitolul alchimie, lucru care, în care mie îmi place să dau maxim, deci, efectiv, n-ai cum. Din 100 de ani facem gaură 40 de ani. Nu își prea are sensul, măi, frate. Pentru că nici măcar o dată, bă, n-am ieșit pe plus. Poate am ieșit pe plus o dată la început, când am făcut un rubin full, dar atât, în rest, nu mi-aduc aminte, fraților, o dată să fie ieșit pe pe plus. Hai să vedem pe CH4 dacă e vreunul. Să nu mai zic, mai avem iteme oricum pe conturile de shop și așa mai departe. Dar, na, oricum, contul se dă la preț corect, fără doar și poate, nu mă grăbesc să-l dau, n-am nicio intenție de a trage de preț sau mai știu eu ce. Este server Tiger, sunt itemele care sunt, adică vă dați și voi seama cât costă itemele astea și foarte multe persoane știu cât s-a investit. Și na. Bun, bă, din păcate, nu știu, nu cred că am cum să vă arăt damage-ul într-un metin de 85, pentru că am încercat și pe CH4. Într-adevăr, băieții farmează, mă, în continuu pe serverul ăsta. Lucrul care mie nu-mi place atât de mult. Cel puțin, poate nu mai îmi place serverul gândindu-mă la ce caracter am pe pe ninja. Și na. Bun, fraților, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pat. Ceau. Pentru oferte, mesaj pe Instagram Raven, că apare, l-aveți în descriere.